Scrică uneori te neliniștesc mândria și închipuirea de sine. Păzește-te de aceste patim rele. Din exemplul dumnezeiescului proroc David se vede că mândria și părerea de sine sunt mai rele decât curvia și uciderea. Cele din urmă l-au dus pe proroc la smerenie și pocăință, iar cele din tâi l-au condus spre cădere, precum mărturisește în unul din psalmi. Eu am zis, nu mă voi clătina în veac. Psalm 29,6 după cădere însă spune cu totul altceva. Iar eu sunt vierme și nu om, vocarea oamenilor și defăimarea norodului. Psalm 21 cu 7.